Președintele Maia Sandu ar fi făcut un abuz convocând duminică seara deputați și miniștri la președinție. Declarația a fost făcută de doctorul în drept, Teo Cârnaț, la emisiunea Moldova Zi de Zi de la TV6. Potrivit lui, prin asemenea metode, se vede cu ochiul liber că șeful statului a recapturat Republica Moldova și nu se deosebește cu nimic față de fostul lider al PDM, Vladimir Plahotniuc. Reprezentanții președinției și ai Partidului de Guvernare au refuzat să comenteze declarațiile. Potrivit lui Teo Cârnaț, ședința de duminică seara, la care a participat conducerea de vârf a țării și reprezentanții puterii, trebuia să aibă loc la Parlament, care este organul reprezentativ suprem al poporului. Președintele, după cum vedem, a abuzat. Din punctul meu de vedere, dacă vrei să vezi despre actul guvernării, despre cum guvernul își onorează obligațiunile sau programa de guvernare, atunci platforma cea mai bună este Parlamentul. Și poporul, prin transparență, va vedea cum raportează ministrul afacerilor interne, cum raportează ministrul justiției Litvinenko despre unele implicații în actul justiției, cum argumentează de acum doamna Gavriliță referitor la prețuri, la crizele care ne-a pomenit noi în prezent. Dar aceasta se face în cadrul Parlamentului. De aceea eu nu sunt adeptul la astfel de invitații nocturne. În opinia lui Cârnaț, prin asemenea metode, președintele a călcat pe urmele lui Vladimir Plahotniuc. Nu cunoaștem că astfel de metode era aplicată cândva de către domnul Plahotniuc în perioada statului capturat. Noi vedem că Maia Sandu a capturat de acum statul Republica Moldova și că rezultat aplică aceleași metode care au fost efective cândva. De ce să nu implementeze și pasul în frunte cu Sandu? De ce, din punctul meu de vedere, atât Plahotniuc cât și Sandu este o apă și un pământ? Am solicitat un comentariu de la președinție la acuzațiile expertului. Șeful Direcției Informare și Comunicare, Irina Gotișan, ne-a spus că instituția prezidențială nu comentează declarațiile. Teodor Cârnaț a vorbit și despre intenția lui Eduard Harungen de a reveni la șefia Procuraturii Generale și nelegitimitatea deciziilor pe care le ia procurorul general interimar Ion Munteanu după data de 10 noiembrie. Potrivit lui, Harungen a fost primul procuror de până acum cu mandat constituțional de a fi procuror general și are tot dreptul de a reveni și să-și ducă mandatul până la capăt de 7 ani de zile. Și acest procuror general trebuie să-și ducă mandatul până la capăt de 7 ani de zile, când că legea cu privire la procuratură așa a fost creată ca să fie depolitizată procuratura ca instituție de actul puterii, de actul politic care vine la guvernare. Harungen are dreptul de a solicita să fie repus în funcția de procuror general, fiindcă interimatul pe care îl exercită Munteanu, el este exercitat pe perioada când nu există un procuror general. Atâta timp cât este un procuror general Harungen, care spune că mandatul lui expiră în 2023, atunci CSP-ul nu avea încotro, dar să anuleze interimatul și doamna Sandu să anuleze decretul prin care domnul Munteanu a fost numit în funcție de procuror general interimar în Republica Moldova. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a spus că fiecare cetățean are dreptul la libertatea de exprimare și opinia. Totodată reiterăm că asupra solicitărilor petiționarului Eduard Harungen adresate Procuraturii Generale la 10 noiembrie 2022, Procuratura se va expune potrivit legii, a precizat aceasta pentru TV6. Ce ține de scurgerile de informații de pe Telegram apărute în presă, expertul spune că a scos la suprafață aranjamentele pe care le-ar face guvernarea după cortina. Dacă vorbim de aranjamentul concursului la funcție de procuror anticorupție, dacă noi vorbim de aceste convorbiri, atunci ajungem la concluzia că este grav în Republica Moldova, nu se respectă principiul meritocrației, principiul integrității, profesionalismului, guvernarea se ocupă cu aranjamente în orice domeniu, în așa fel ca oamenii pasului să fie plasați în toate domeniile și ca rezultat să fie recapturate toate instituțiile statului, așa cum s-a petrecut în perioada lui Plahotniuc. În asemenea condiții, expertul în drept constituțional Vitalie Catană a declarat că Veronica Dragalin ar trebui să-și dea demisia din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție. Sigur că acest concurs anunțat, se știa din start ce a fost anunțată persoana și s-a confirmat că această persoană a fost numită. S-a și anunțat că părinții acestei doamne au finanțat partidul PAS, partidul pe care l-a condus Maia Sandu, deci legătura este foarte clară.
Deci nu trebuia să avem prea multe informații, nici măcar de aceste dezvăluiri, ca să ne dăm seama că acest concurs a fost trucat. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris într-un mesaj că nu comentează declarațiile experților. Anterior, reprezentanții puterii au calificat drept falsuri mesajele apărute în presă, precizând că informațiile sunt trucate și au scopul de a denigra guvernarea. Iar reprezentanții Procuraturii Anticorupție ne-au spus că își rezervă dreptul să nu comenteze mesajele cu tentă provocatoare care sunt dispersate în spațiul public. Anterior, Veronica Dragalin a declarat că procesul prin care a mers spre funcția de șef al Procuraturii Anticorupție a fost unul cu participarea a 5 persoane independente, inclusiv din alte țări, care au luat decizia finală după ce ea a obținut cel mai mare punctaj. Cu referire la scurgerile de pe Telegram, Dragalin a declarat că se abține să comenteze informațiile care au ajuns în spațiul public printr-o încălcare gravă a vieții private. Fără informații concrete cu privire la sursa exactă a acestor materiale, comentarea conținutului comunicărilor ar încuraja infractorii să continue să comită aceste tipuri de acțiuni criminale, a precizat aceasta. Cazul este investigat și nu putem verifica autenticitatea corespondenței publicate. Amintim că mai mulți deputați și miniștri au fost convocați duminică seară de către președintele Maia Sandu. La întrunire s-a discutat despre unele remanieri, îmbunătățirea actului guvernării și situația pe securitate, a declarat pentru presă deputatul PAS Radu Marian. Între timp, un fost consilier la alegerile prezidențiale din SUA a scris pe rețelele de socializare că Dorin Recean, consilierul prezidențial în domeniul apărării și securității naționale, ar urma să fie numit în urmă zile în funcția de prim-ministru. Informațiile nu au fost însă confirmate de reprezentanții puterii, care ne-au spus că deciziile cu privire la actul guvernării vor fi comentate la timpul potrivit.